despre toate aceste acuzații cu domnul Dan Vâlceanu, deputat PNL, în direct acum cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Cu siguranță ați urmărit această conferință de presă și ați văzut în ce a constat. Aș vrea să luăm pe rând toate declarațiile și toate atacurile făcute la adresa premierului de către fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu. Dacă super prea tare sistemul, atunci nu mai e nevoie de argumente pentru a te elimina. Cum vedeți toate aceste declarații și toate aceste atacuri? Bun, este clar că am avut de-a face cu un om politic care și-a exprimat frustrarea pentru faptul că a fost schimbat dintr-o funcție și lucrul ăsta s-a văzut în fiecare dintre acuzațiile pe care le-a adus, pentru că avem un Vlad Voiculescu care nu a comunicat cât a fost ministru foarte tare și am înțeles din această conferință de presă că pentru asta și pentru activitatea dânsului din ministerie se devină presa și premierul. Și avem un Vlad Voiculescu care evident a intrat în opoziție în acest moment și a făcut câteva atacuri politice la adresa premierului, care a evaluat activitatea din minister, nu activitatea dânsului ca politician. De asemenea, aș vrea să spun că din punctul meu de vedere, supărarea că există o sesizare făcută de Corpul de Control în legătură cu acele probleme de spargere a platformei de vaccinare nu ar trebui să genereze supărare. Îmi pare rău că o spun, dar n-am mai auzit asemenea exprimări pe care le-am auzit astăzi la Vlad Voiculescu de la domnul Liviu Dragnea, care se bătea cu sistemul atunci când era o chestiune legată de o anchetă. Exact asta am auzit astăzi de la Vlad Voiculescu. Nu mă așteptam, repet, am fost șocat și eu și repet, subliniez, șocat să-l aud pe Vlad Voiculescu că are atitudinea lui Liviu Dragnea. N-am mai auzit așa ceva de atunci. Când, practic, ne spune că se bate cu sistemul de justiție care încearcă să facă lumină într-o problemă destul de gravă totuși și care a fost dezbătută public. Foarte interesant, domnule Vâlceanu, l-am auzit pe Vlad Voiculescu spunând, apropo de premierul Florin Câțu, că nu este premierul de care are nevoie România în aceste momente, dacă ia astfel de decizii fără a fi discutate, fără a fi o evaluare clară, și spunea Vlad Voiculescu în legătură cu toate aceste scandaluri care au tot fost în ultimele săptămâni în jurul numelui Vlad Voiculescu, că de fapt orice accident, orice s-a întâmplat în ceea ce privește sistemul sanitar, chiar dacă era sau nu responsabilitatea Ministerului Sănătății, orice astfel de problemă a fost manipulată și de opoziție, dar se aștepta la acest lucru, dar și de cei care fac parte din această coaliție de guvernare. Exact asta vă spun și eu acum, ascultând ce îmi spuneți dumneavoastră și auzind ce a spus mai devreme Vlad Voiculescu. Practic, dânsul este pe aceeași linie de discurs ca PSD în momentul de față. Și, de asemenea, și eu sunt surprins că lucrurile astea nu le-a discutat cât era ministru. Pentru că aș vrea să vă spun că în continuare sunt surprins să-l aud pe fostul ministru al Sănătății că nu are niciun fel de atribuție și niciun fel de responsabilitate în legătură cu ce s-a întâmplat la Puișor, deși avizase procedura de transfer. Că nu are niciun fel de legătură cu ce s-a întâmplat la Balș. Să văd că nu cunoaște legea privind starea de alertă. Pentru că în starea de alertă, Ministerul Sănătății are responsabilități și putere în legătură cu orice unitate sanitară din România. De altfel există un ordin de ministru în acest sens. Poftiți? De altfel există și un ordin de ministru în acest sens. Există legea 55. Aș vrea totodată să ne spuneți... Și încă ceva, aș vrea să mai subliniez un anumit aspect. Trebuie hotărârea CNSU pentru a emite acel ordin privind criteriile de carantinare. Puteți consulta orice specialist și o să vedeți că nu poți să dai ordine de ministru sau, mă rog, documente care, pe lângă o componentă medicală, are și implicații socioeconomice, fără să ai un aviz CNSU. Este nelegal. Deci înțelegem asta de la doamna doctor Andreea Moldovan în legătură cu acest ordin, că discutarea s-a făcut cu specialiști, cu DSU plus echipa Ministerului Sănătății, așa s-a purtat discuția în legătură cu acest ordin, iar forma finală a fost cea agreată de toată lumea.
la Ministerul Sănătății și în grupul tehnico-științific. Nu s-a făcut nimic de capul meu, spunea Andreea Moldovan. Am ascultat-o pe doamna Moldovan că a discutat acest ordin într-o companie selectă, dar nu în CNTU, așa cum cere legea. Aș vrea să ne mai spuneți părerea dumneavoastră în legătură cu această comparație pe care a făcut-o Vlad Voiculescu în ceea ce îl privește pe premierul Florin Câțu și Tudorel Toader. Spunea Vlad Voiculescu că la final ne-am pomenit cu un premier care își bate joc de munca unei echipe pe care nu a construit-o, așa cum a făcut Tudorel Toader. Iar eu vă spun că premierul Florin Câțu a ținut locul ministrului sănătății în ultimele 3 luni. Premierul Florin Câțu a trebuit să aibă grija patrulor de ATI și faptul că acestea erau prea puține și nu exista niciun fel de preocupare la nivelul Ministerului Sănătății să rezolve această problemă, pentru că, așa cum știți, principala problemă în acest val 3 pandemic a fost lipsa patrulor de ATI, faptul că oamenii ajungeau într-o situație mult mai gravă și în foarte scurt timp ei trebuiau îngrijiți la ATI, însă n-a existat această problemă și văd că a și generat nemulțumire faptul că premierul era interesat să fie mai multe paturi de ATI și s-a și îngrijit de acest lucru. De asemenea, premierul era cel care comunica în legătură cu toate scandalurile din ultima perioadă legate de Foișor, de Balși, de și așa mai departe. Premierul a trimis corpul de control la Balși și care a emis un act de control și a și făcut sesizare penală în cazul Balși. De la Ministerul Sănătății n-am avut niciun fel de preocupare și toate lucrurile astea arată că premierul practic a fost forțat să preia practic din responsabilitățile Ministerului Sănătății, pentru că acolo nimeni nu se ocupa cu acest lucru, preferând să spună că nu e responsabilitatea lor și că nu e în subordinea Ministerului Sănătății, ceea ce este, din punctul meu de vedere, total greșit. Și scurt aș vrea, domnule Vulceanu, pentru că ne referim la aceste declarații, pentru că sunt cele mai proaspete în ceea ce privește tot ce se întâmplă în coaliția de guvernare și nu numai. Florin Câțu s-a transformat în epidemiologul țării, a luat decizii fără să se consulte cu specialiști. Nu mi-aduc aminte de asemenea sau de decizii luate de premier în calitate de epidemiolog. Doamne ferește! Dar, repet, sunt declarații politice. Vlad Voiculescu este în opoziție. Și pot să înțeleg acest lucru. Își exprimă frustrarea că a fost schimbat. Și asta pot să înțeleg. Dar cred că l-ar ajuta mult mai mult dacă și-ar face o analiză al acestor luni de mandat. Și s-o afectează aceste declarații bunul mers al coaliției de guvernare? Evident că nu. Sunt convins că USR Plus va lua decizia de a veni cu o propunere de ministru al sănătății și după discuția din coaliție vom merge mai departe, pentru că România trebuie guvernată, suntem în pandemie. Și cred că lucrul ăsta nu trebuie să-l uităm niciodată. Mulțumesc foarte mult. Și avem nevoie de guvern care să ia decizii și de un minister al sănătății care să ia decizii. Mulțumesc foarte mult, Dan Vâlceanu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Sunt declarate.